slavă Dumnezeu din odăiște noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, preasfințite stăpâne, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune ca curat din mai și sari, pale Sfinților Slăviților și pentru toți lăudaților apostoli, pale cel întâi Sfinț Părintului nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadocii, cu rugăciunile Sfântului Ierar Grigore Palama, a Sfântului Ierar Sofronie al Constantinopolului și a Sfântului Ierar Pionie, a căror pomenire săvârșim. Cu rugăciunile Sfinților Ierar Ioan Maximovici, Grichere Mărturisitorul și Nectare de Ghina, Făcătorii de Mirul, cu ale Sfinților Drepturilor Dumnezei și Părinții, Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o mulți pe care au sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Această rugăciune, dragii mei, cred că ar trebui din ce în ce mai mult spusă și accentuată, fiindcă via aceasta de la care se referă rugăciunea nu este altceva decât sufletele oamenilor din Biserica lui Hristos. Via aceasta a sădit-o Dumnezeu. Dar iată, i-a pus gard, adică i-a dat Evanghelia ca să știe cum să se păzească. Dar iată, dragii mei, că au venit, au început să apară porcii sălbatici. Cum spune Evanghelia, vierul din pădure a stricat gardurile acestea și încep să distrugă via. Și veți vedea astăzi că încep să o distrugă de la lăstare cei tineri, de la mlădițe, de la copii, dragii mei. Duminica aceasta, a doua din postul cel mare, se numește Duminica Sfântului Grigore Palama. Știu, îmi dau seama că poate nu cunoașteți mulți dintre dumneavoastră cine a fost Sfântul Grigore Palama. Știți de Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon, alți Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și așa mai departe, dar despre Sfântul Grigore Palama mai puțină lume cunoaște. Și este mare păcat, dragii mei, fiindcă acest Sfânt a luptat foarte mult ca să lămurească o problemă și anume cum poate omul să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Mai mult decât atât, poate a răspuns Sfântul Grigore Palama, bineînțeles că El nu este singur, Sfinții Părinți de-a lungul istoriei Bisericii au răspuns la aceste întrebări, dar Sfântul Grigore Palama a avut acest mare dar de la Dumnezeu că le-a sistematizat, le-a scris sub forma unor scrie, luptând, bineînțeles, împotriva unuia care vroia să combată aceste învățături ortodoxe. De exemplu, una din întrebările la care răspunde Sfântul Grigore Palama este: putem noi în viața aceasta să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Sfântul Grigore Palama, dragii mei, s-a născut din creștini, din părinți credincioși creștini, în secolul al XIII-lea. Acest Sfânt, dragii mei, a fost educat la început de părinții săi. Părinții au fost cu adevărat niște creștini foarte buni. Tatăl, spune viața Sfântului, era un om care era aprofundat în rugăciune. Practica, să spunem așa, rugăciunea aceasta interioară. Era un om, dragii mei, foarte domnicesc. Și el și mama lui. Când s-au mutat din Asia Mică din cauza faptului că turcii începuse să se extindă imperiul lor și venea deja
cucerise o parte din Asia Mică și împingea pe grecii creștini să se retragă din Asia Mică, s-a retras în Constantinopol. Împăratul Andronic al II-lea, paleologul, văzând pe Constantin Palamar, tatăl Sfântului Grigore, că este un om atât de educat și atât de frumos îmbrăcat duhovnicește, l-a ales senator și l-a luat ca să fie un sfătuitor al lui. Și spune foarte frumos viața Sfântului, atunci când împăratul Andronic al II-lea era tulburat de problemele imperiului, era supărat, era nervos, cine îl liniștea nu altul decât tatăl Sfântului Grigore Palamar. Așa și-a educat și copiii. Din păcate, iată că Dumnezeu l-a luat destul de repede, când Sfântul Grigore avea doar 7 ani și ceilalți frați erau mai mici. Și soția lui, când era el bolnav, a venit la el și a spus, vorbește cu împăratul, ca după ce vine să ia el copiii în grijă, adică să aibă grijă să-i ocrotească. Iar Sfântul Constantin Palamar a arătat către Ivana Maicii Domnului și a spus, nu îi voi lăsa pe copiii mei în seama unor oameni, chiar dacă este și împărat, ci voi lăsa, iată, Maicii Domnului. Și Maica Domnului, dragii mei, a avut grijă de ei. Sfântul Grigore Palamar a fost educat aici în Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin. A ajuns foarte educat în științele de atunci, dar totodată a continuat această practică a tatălui său de a fi un om foarte credincios și foarte aprofundat în aplicarea credinței în practică. Mai târziu, dragii mei, s-a retras în Sfântul Munte Athos, unde a devenit monah și a început să ducă o viață de o înaltă asceză. A ajuns, dragii mei, să câștige darul acesta al rugăciunii minții. Adică aș păstra mintea curată și doar adunată în interior și închinată lui Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu, văzând acest lucru, a făcut ca să crească duhovnicește Sfântul Grigore Palamar încât a ajuns să contemple Harul Divin. Harul Divin însemnând Harul Taboric, energia necreată a lui Dumnezeu. Astfel, dragii mei, Sfântul Grigore Palamar, el, ca și alți Sfinți Părinți, au ajuns să-L cunoască prin acest mod pe Dumnezeu, să-L simtă, să-I vadă Harul Divin. Dumnezeu în ființă este inaccesibil, dar poate fi contemplat în energia sa necreată, care numim noi Harul lui Dumnezeu. La un moment dat, dragii mei, a apărut aici, la Constantinopol, și mergea și prin Grecia, pe la Tesalonic, a apărut un învățat din Italia. Îl chema Valam. El spunea că este monah ortodox. Era îmbrăcat ca un monah ortodox. Și el a venit și a început să propovedească niște idei care spuneau așa. Noi oamenii putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar putem cunoaște prin rațiune și deci prin filozofie. Prin gândire, prin raționament. Și a început să propovedească acest lucru. Spunând mai departe că nu prorocii, nu Sfinții Părinți, nu monahii care își petrec viața în călugărie au ajuns să-L cunoască atât de bine pe Dumnezeu cum au ajuns să-L cunoască învățații lumii, filozofii și așa mai departe. Aceste învățături, acest Valam de Calabria a început să le împrăștie în Constantinopol și prin zona Tesalonicului și prin alte regiuni. Și a început, dragii mei, să aibă succes. Mitropolitul Tesalonicului de atunci era îngrijorat de această învățătură, care era străină de ortodoxie și nu apela la nimeni altul decât la Sfântul Grigore Palamar, care își ducea viața în isihie, în liniște, în rugăciune Sfântului Grigore. El fiind și foarte bine educat, putea să facă față acestui, să zicem, filozof venit ori din Occident. Și Sfântul Grigore Palamar a venit, la început i-a scris și a tras atenția că această învățătură este străină de ortodoxie și că este o erezie și că nu este adevărata cale de cunoaștere de Dumnezeu. El, Valam, nu a pus preț pe aceste scrieri, ci a continuat mai departe. S-au întâlnit cei doi și Sfântul Grigore i-a arătat adevărata învățătură ortodoxă și a spus să se liniștească, dar acesta nu a vrut. Și de acum acolo, dragii mei, Sfântul Grigore a început să redacteze învățătura adevărată ortodoxă legată de acest lucru.
cunoașterea lui Dumnezeu, cum pot face omul să-L cunoască și adevărat pe Dumnezeu, despre ce înseamnă contemplarea Harului Divin, care este natura energiei create acestea dumnezeiești. Și a scris, dragii mei, aceste lucrări care au rămas până ziua de astăzi și fac parte din învățătura fundamentală a Bisericii Ortodoxe. Ca să combată pe acest valam de Calabria, fiindcă atât de mult a ajuns să fie discuțiile în Imperiul Bizantin, s-au strâns sinoade la Constantinopol, unde au venit episcopii din Imperiul Bizantin și au dezbătut această problemă și au arătat, de două ori au arătat, în două sinoade, că învățătura Sfântului Grigore Palamar și a Sfinților Părinți care au abordat această temă este cea adevărată ortodoxă și l-au condamnat pe Balaam de Calabria ca fiind eretic și l-au dat anatemii. Bineînțeles, după ce la început l-au rugat și au cerut să lepe de învățătura lui greșită și să se întoarcă la învățătura ortodoxă. Balaam, dragii mei, nu a vrut să facă acest lucru, a fugit înapoi în Occident și a ajuns să fie cardinal în Biserica Catolică. Sfinții Părinți au lăsat în postul mare, iată, ca această duminică să poartă numele Sfântului Grigore Palamar, ca să ne aducă nouă aminte despre învățătura aceasta ortodoxă. Duminica trecută am vorbit despre ortodoxie și am văzut că să putem să ajungem, să ne mântuim, să ne unim cu Dumnezeu, avem nevoie de credința adevărată. Și iată, astăzi, Biserica Ortodoxă face un pas mai înainte și spune, odată ce suntem ortodoxi, ne arată calea cum putem să ne mântuim. Și de aceea ne aduce aminte de acest Sfânt Grigore Palamar. Sfântul Grigore Palamar a spus așa, cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, bineînțeles, trebuie să fie în Biserica Ortodoxă, să fie botezat în Biserica Ortodoxă, după care sunt trei trepte în unirea cu Dumnezeu, sau mântuire, cum îi spunem noi. Prima treaptă, dragii mei, se numește treapta, sau este treapta de luptă împotriva păcatelor și a patimilor. Este treapta de curățire a minții omului și a inimii. Este lupta noastră care trebuie să o ducem în viața aceasta cu patimă. Mijloacele care duc la câștigarea, să spunem, acestei lupte, sau cum putem duce această luptă, sunt descrise, bineînțeles, în învățătura ortodoxă. Și anume, postul, rugăciunea, răbdarea și îndelunga răbdare, lupta pentru a câștiga smerenia, nejudecata, etc., etc. Știți că eu v-am tot descris de-a lungul timpului aceste arme, studiul Sfintei Scripturi, studiul vieților Sfinților și a scrierilor lor. Fiindcă, dragii mei, citind o viață de Sfânt, văzând cum s-a mântuit El, nu se poate, dacă vrei să te mântuiești, să nu iei și tu ceva din acea viață. Citind Sfânta Scriptură, văzând cum a lucrat Dumnezeu cu omul, începând încă din Vechiul Testament și, bineînțeles, în Noul Testament și apoi în scrierile Sfinților Apostoli, nu se poate să nu se rămână în minte ce este păcatul, ce este patima și ce este virtutea. Deci, atâtea instrumente pe care aceasta mântuire. Sfântul Grigore Palamar spunea că prima treaptă este aceasta, lupta cu patimile, lupta care trebuie să o ducem fiecare din noi. A doua treaptă, odată ce această luptă începe să-și arate, să spunem, roadele, adică omul începe ușor, ușor să se îndepărteze de păcate, începe să se smulgă din patim, începe să își păzească simțurile și mintea. În această etapă, dragii mei, când are loc o curățire a sufletului și a minții, acum Dumnezeu face ca Harul Său Divin, care este pretutinde și ține toate, să înceapă să fie simțit de un astfel de om. Și omul începe să simte Harul lui Dumnezeu. Cum? Ca să înțelegeți mai bine, vă voi da exemplu din viața Sfântului Serafim de Savoie, care era la chilioara lui și a venit la un moment dat cu zgomot, așa, a dus un boier care era bolnav.
paralizat. Și a fost adus de slujitorii lui la chilia Sfântului Serafim Sarov și așezat pe pridvorul chiliei. Bătut la ușă și l-a rugat pe Sfânt să facă ceva cu el. Îl chema Motovilo. Sfântul a ieșit și a spus să ne rugăm Dumnezeu și dacă Dumnezeu va mijloci, îl va vindeca. Și a început Sfântul Serafim să se roage la capul acestui bolnav. Și iată că Dumnezeu a ascultat și acest Motovilo a scăpat de paralizie, a fost vindecat cu harul lui Dumnezeu. De acum încolo, el, dragii mei, a rămas un apropiat al Sfântului Serafim de Sarov. Deși era un băiat mare și care avea bogății, el de acum încolo a vrut să cunoască mai mult despre Dumnezeu. Și venea des la Sfântul Serafim și a devenit fiul domnicesc al Sfântului Serafim de Sarov. Și după un timp, dragii mei, îl întreabă Motovilul pe Sfântul Serafim, simte, părinte, cum? Care este scopul vieții noastre? Și Sfântul Serafim a spus, câștigarea Harului Sfântului Duh, Harului Dumnezeu. Dar cum se poate acest lucru? Ce este acest lucru? Și atunci, dragii mei, Sfântul Serafim i-a spus, hai să ne rugăm. Și a început Sfântul și-a închis ochii și a început să se roage. Era iarnă. A început să se roage. Sfântul părinte, acest Motovilo se ruga și el, dar ținea ochii așa între deschis și îl urmărea pe Sfântul Serafim. Și la un moment dat a început să vadă cum fața Sfântului Serafim a început să se lumineze, să strălucească și tot el strălucea, cum zăpada din jur a început să se topească, și Sfântul era îmbrăcat ca o haină de lumină. Mai mult decât atât, și foarte frumos a rămas această scriere, dragii mei, spune că în interiorul lui, al lui Motovilo, a început să simtă o pace pe care n-a mai simțit-o niciodată. O liniște suprafirească, dumnezeiască. O bucurie și o dragoste care nu a mai fost atinsă de sufletul. Lucrul acesta a durat un timp, după care încet Sfântul a revenit la forma sau la imaginea lui naturală, să zic așa. Harul Duhului Sfânt a revenit nevăzut la de ultimul Motovilo. Și atunci Sfântul Serafim a spus, ai simțit? Da, Părinte. Asta este Harul lui Dumnezeu. I-a deschis Dumnezeu, dragii mei, pentru rugăciunea Sfântului Serafim de Sarov, ochii lui Motovilo să vadă și el un pic din Harul lui Dumnezeu. Să-l simtă, să-l vadă și să-l iubească. Dragii mei, aceasta este calea care a fost deschisă de Sfântul Serafim, Sfântul Grigore Palamaș, de ceilalți Sfinți Părinți. Lupta cu patimile, un om despătimit sau un om care este pe cale, a intrat pe calea aceasta a despătimirii, a îndepărtării de păcate, a curăției minții și a inimii, începe să-L simtă pe Dumnezeu altfel decât cumva noi îl simțim rațional, îl înțelegem rațional. Nu, acesta se simte domnicește, dar. Și a treia treaptă nu este accesibilă în această viață, este chiar unirea cu Dumnezeu în Dumnezeu. Și cei care ne vom mântui, sperăm ca toți să ne mântuim cu darul Dumnezeu, și vom ajunge să trăim în dragoste infinită la Dumnezeu, aceea vom simți ultima treacă în Dumnezeu. Sfântul Grigore Palama ne-a învățat acest lucru. Biserica ne-a readuce aminte în fiecare post, iată, duminica a doua, că aceasta este calea către mântuire. Nu există altă cale. Poți să studiezi, dragii mei, toate bibliotecile din lume. Poți să ai capul cel mai inteligent din lume. Asta nu înseamnă că ai să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Până nu lupți cu eu-ul tău, până nu lupți să te desprinzi de patru, să-ți păzești simțurile și apoi să fie mintea ta permanent îngrădită. Și ca să fie acest lucru, știți prea bine că trebuie ca mintea nu numai să aibă un gol, ci să aibă o rugăciune. Și orice rugăciune este bine primită la Dumnezeu, dar Sfinții și Hași propun această rugăciune scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubiește-a pe mine păcătosul sau păcătoasă. Până nu treci prin aceste lucruri, n-ajungi să-L simți pe Dumnezeu în acest
astfel Sfințire Dumnezeiască, Domnicească, o Sfințire Sfântă. Dragii mei, înainte de a... Și acum vom, după ce voi citi un pic despre ce a scris câteva lucruri, idei de înscriere Sfântului Grigore Palama, voi trece la un lucru care chiar mi-e rușine să vi le spun, dar trebuie să vi le spun, dragii mei, fiindcă vom vedea, trăi niște zile și vor veni zile mai groaznice, mai care ne vor încerca să ne părteze de Dumnezeu. Mai întâi să vă citesc despre câteva idei de la Sfântul Grigore Palama. Spune așa: Isihia, tăcerea sau liniștea, sunt lucruri esențiale pentru curățirea și desăvârșirea omului, adică mântuirea lui. Prin isihie omul își curățește inima și mintea de patim și ajunge la comuniunea și unirea cu Dumnezeu, adică la mântuire. Știți prea bine, dragii mei, că dintre oameni care au înțeles aceste lucruri, au căutat să se retragă din lumea aceasta ca să câștige mai multă isihie, adică mai multă liniște și exterioară, dar ca să se respundă și interior. Și așa au apărut monahii acestea care s-au retras în pustietăți, în Sfântul Munte Athos, în Muntele Sinai sau prin munții României. Aceasta isihie înseamnă liniște, dar ea presupune o liniște atât exterioară, dar mai ales câștigarea unei liniști interioare. Poate mă întrebați, noi cei din lume putem să ajungem la o stare de aceasta de isihie? Sfinții Părinți răspund, da. În schimb, lupta este un pic mai mare. Dar pot oamenii și lume să ajungă la o stare de isihie? Dacă nu permanent, măcar pe moment. Și știți prea bine că eu v-am învățat atunci când vă rugați acasă. Căutați, dragii mei, să vă așezați în fața unui oameni genunchi. Bine ar fi să fiți singuri, cei care au copii, împreună copiii, dar va fi mai greu. Și pentru câteva minute, secunde, minute, încercați să vă eliberați mintea de toate grijile care vă înconjoară. Căutați cumva să vă goliți mintea. După care începeți spunând rugăciunea aceasta: Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu Miluiește Păcătosul. De câteva ori, un minut, două, trei. Și mai departe începeți să citiți pragma dumneavoastră de rugăciune. Căutați, dragii mei, că atunci când vă rugați, că este 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, o oră, căutați să lăsați grijile de la aceste lume. Căutați să vă desprindeți de această lume, de acest pământ. Și lăsați-vă în grija lui Dumnezeu, urmând cuvintele rugăciunii. Aceasta înseamnă isihia. Asta este dintre ele isihasmul. Spune mai departe așa: când omul își eliberează inima de gânduri și de patimi, când toate energiile sufletului său sunt transfigurate și îndepărtate de la cele pământești și se îndreaptă către Dumnezeu, atunci el devine un isihast ortodox. Tocmai ce v-am spus. Sfântul Ioan Scăraru spune așa: liniștea sufletului este adevărata cunoaștere a propriilor gânduri și aceasta este o minte invulnerabilă. De aceea, isihia este o stare lăuntrică, ea este lăcașul cu Domnul. Sfinții Părinți, dragii mei, fac distinție între liniștea din afară și cea lăuntrică. Liniștea din afară înseamnă eliberarea simțurilor și a trupului de imagini, dependența de lume. Vedeți, de aceasta eu vă recomand și sunt sigur că nu sunt singur. Căutați măcar în timpul postului să lăsați un pic lumea prin televizor, prin internet, și căutați ca simțurile noastre, toate cele 5 simțuri, să fie un pic mai îndepărtate de cotidianul în care am trăit până acum. Asta înseamnă liniștea din afară. Adică simțurile noastre să le punem mai puțin în contact cu problemele din afară. Liniștea lăuntrică înseamnă, în schimb, eliberarea inimii de imagini, fantezii și griji. Adică înseamnă deja lupta cu mine. Isihia trupului este atitudinea isihastă de rugăciune necetată, precum și încercarea persoanei de a limita pe cât posibil reprezentările exterioare, imagini pe care simțurile noastre le primesc și le oferă sufletul. Isihia sufletului, starea în care mintea este capabilă să respingă orice ispite de răpire în afară,
În acest fel, mintea omului scapă de lumea exterioară și intră în inimă. De fapt, adevărul adevăratul e loc de origine. În acest mod, omul capătă pacea inimii și acolo Dumnezeu însuși se revelează omului. Așa ajunge, dragii mei, așa ajungem noi să îl simțim pe Dumnezeu. Păzindu-ne simțurile, ochi, văz, auzi, gust, după care luptăm cu mintea, deci cu gândurile, și apoi simțămintele, să zicem, trăirile din inimă, încep să se curățească. În acel moment vom simți harul Dumnezeu, care este prezent în noi de la botez. Dar din cauza exteriorului acestea, patrurilor, a gândurilor, nu îl facem lucrător și nici nu îl simțim. Dragii mei, aceasta este partea frumoasă de care v-am spus azi. Acum încolo, din păcate, va trebui să abordez o temă tare urâtă, care nu îmi place deloc, dar iată că ea se întâmplă. Ați auzit ce a spus Sfântul Grigore Palamaș, care este lupta noastră a creștinilor ortodoxi. Iată, fraților, că societatea de acum, de câțiva ani buni încoace, începe o luptă în care să ne murdărească mintea, dar pe mici, începând din faza de copil, să o murdărească, să o împătimească, ca omul ce să facă? Să nu ajungă la Dumnezeu. Cine își dorește acest lucru? Satana, dragii, diavolul. El va căuta tot timpul și iată că în ziua de astăzi are niște arme foarte puternice ca să pună mâna pe mințile oamenilor. Și din păcate, iată, coboară din ce în ce și pune mâna pe mințile copiilor încă de mici. Ca ei să nu mai poată să ajungă să înțeleagă ce înseamnă adevărata unire cu Dumnezeu, curățirea minții și inimii. Dragii mei, așa cum v-am spus și data trecută, și vă voi spune cum s-a început. Pe anul 1995, la o conferință din Beijing, din China, a ONU, Organizația Națiunilor Unite, s-au strâns acolo și au propus ca să schimbe acolo unde apare în acte sex bărbătesc sau femeiesc, masculin sau feminin, să-l schimbe cu gen. Ați știut? Nici eu n-am știut, dragii mei, acest lucru. Că la nivel mondial s-a hotărât acest lucru. De ce? Fiindcă atunci când vorbești de sex, vorbești de două sexuri, bărbătesc și femeiesc, pe când vorbești de gen, vorbești de trei genuri. Genul masculin, genul feminin și genul neutru. Și fiți atenți unde bătea această decizie și s-au ridicat, au aplaudat, ce frumos! Unde bătea, dragii mei? Bătea acolo că acum s-a început o campanie prin politic, bineînțeles, cu ordini și prin votări și prin legi, prin care se arată de fapt că oamenii când se nasc, ei sunt neutri. Deși au biologic sexul masculin sau feminin, ei, de fapt, sunt neutri. Iar noi, părinții, învățătorii, preoții, și așa mai departe, trebuie să de mici să învățăm acest lucru, că ei sunt neutri, până când vor ajunge mari să decidă ei ce sunt. Băieți sau fete, ce simt. Acest lucru se numește, dragii mei, ideologia identității de gen. Adică, este o mișcare, să știți, foarte puternică, care luptă să implementeze această gândire în societate. Și unde, cum va începe? Sau de unde începe? Bineînțeles, în primul rând, din mass media, dar poate mai mult prin educație, prin învățământ. Știți că v-am spus și duminica trecută că într-o seară eram acasă la părinți și am văzut o emisiune în care era Traian Băsescu invitat, fostul președinte al României, cu Cristoiu. Vi le spun că poate le găsiți undeva. La miezul nopții era emisiune. Și în acea emisiune l-a întrebat Cristoiu pe Băsescu despre România și despre suveranitatea României. Și atunci i-a spus Băsescu,
Odată ce am intrat în NATO, pe prima oară am intrat în NATO, armata română a fost predată NATO. Deci, noi nu mai primim ordine de la noi, ci primim ordine de la NATO. Asta să fie clar, zicea Băsescu. Iar odată ce am intrat în Uniunea Europeană, suveranitatea României a fost încredințată Bruxellesului. Și mai departe a spus, și în curând, deci tocmai Băsescu și-a terminat mandatul. Și în curând, sănătatea va fi predată Bruxellesului, adică Organizația Mondială a Sănătății, nu numai Bruxellesului, care e o donare cu Organizația Mondială a Sănătății, iar până în 2020 și învățământul. Și vă spun sincer și recunosc, atunci când am auzit, m-am speriat, armata, suveranitatea, medicina, mai ales când atunci era perioada cu vaccinul și problema lor, toate încredințate unor străini care nu-i cunoaște, nu-i poți trage la răspundere, nu știi cine sunt și așa mai departe. Iar când am auzit învățământ, am zis să învățământul nu e o problemă. Poate așa vom avea și noi facultăți cum e Oxford, Cambridge, Harvard și așa mai departe. Așa m-am gândit. Dar iată că văzând în ziua de azi ce se întâmplă, mi-am dat seama că învățământul este la fel, dacă nu mai poate periculos ca celelalte, cel puțin la fel de periculos, fiindcă îi pregătește pe tine pentru o societate schimbată. Și iată, dragii mei, că în 2011, la Istanbul a fost o conferință sau o adunare de aceasta, în care s-a propus aceste lucruri legate de ideologia identității de gen și România a semnat că este de acord cu acestea și va începe un program de implementare în România prin învățământ și prin alt mijloace acestei teorii, acestei ideologii. Ideologie identității de gen. Adică ne naștem neutru, că de fapt prin educație noi am devenit să credem că suntem bărbați sau femei. Așa spune că educând-ne părinții de mici, văzând că avem sex masculin sau feminin, ne-a educat îmbrăcându-ne ca niște fete, dându-ne păpuși la fete, la băieți îmbrăcându-ne băiețește și dându-ne jucării pentru băieți, așa am ajuns să fim bărbați sau femei. Și de fapt nu este o încălcare a dreptului omului și copilul trebuie educat să fie neutru și să hotărască el ce va fi. Și astfel, dragii mei, se justifică homosexualitatea, transexualitatea și celelalte nebunii din zilele de astăzi. Și nu mai se justifică, ci vor face pe copii să înceapă să creadă în ele și să se transforme în astfel de oameni. România, v-am spus, cu părere de rău și iată că supărarea mare este că nu am auzit, am încercat câțiva oameni mai ales de pe Moldova, creștini, ca avocați, să vorbească despre acest lucru. Știți că avem ca organizat acel referendum legat de căsătorie homosexuală. Din păcate, nu au fost păcăliți de celelalte puteri, să zicem, care i-au dus în eroare și oamenii n-au votat împotriva homosexualității și atunci îi fac pași mai departe. Ca să vedeți, dragii mei, ce se întâmplă, iată, vă voi arăta ce se întâmplă în țările din Europa. În Norvegia, de exemplu, au apărut terenuri de joacă pentru copii cu organe genitale umane, deci topogale, care i-au venit organe genitale umane, copiii să se joace. De ce? Pentru ca să nu fie rușinați. Și în paranteză spuneau să fie bine crescuți. În Uniunea Europeană, fiți atenți, hotărăște Uniunea Europeană educarea de mici a copiilor. Și anume, de exemplu, o carte în Franța de copii vorbește despre o vulpe care are două mame. O altă carte, numită Tango a doi tați, arată un pinguin care are doi bărbați ca părinți. Și obișnuiește, dragii mei, cu familiile de tip homosexual. Ministerul danez al egalității, iată că în guvern au un minister deja în Danemarca, al egalității. Puteți să și verificați. A tipărit un ghid pentru grădinițe prin care prinții devin, au caractere de fete, plângăcioși și așa, și prințesele sunt pirați și luptători și se bat cu zmei și așa mai departe.
ca să nu mai facă diferențe între bărbați și femei. În Letonia au apărut cărți pentru copii și citesc din una din carte care spunea, una se cheamă Ziua în care Carlis a devenit Carlina. Știți că se fac operații de schimbare de sex și iată că învață pe copii de mici. Partea care a devenit băiat. Și o altă carte, Ziua în care Ruta a devenit Richard. Asta e pentru fete. În Germania, iată ce se întâmplă. Elevii unei școli și-au schimbat îmbrăcămintea între sexe pentru a onora Ziua Egalității Sexelor. Au participat și profesori. Închipuiți-vă, dragii mei, pentru o zi, i s-a impus la școală ca băieții să ia hainele fetelor și fetele hainele băieților. Băieții să se machieze, să se rujeze, iar fetele să-și caută, să-și lipească, pustează și așa mai departe. Culmea e că nu numai copiii, dar și profesorii au venit astfel. Profesori bărbați îmbrăcați în femei și femei îmbrăcați în bărbați. Legat de lucrul acesta, femei îmbrăcați în bărbați. Vedeți, dragii mei, când duhovnicii noi de mult atrăgeam atenția femeilor, aveți grijă că în cărțile Bisericii Ortodoxe spune femeia să aibă îmbrăcăminte femeiască, iar bărbatul bărbătească. Știți că în biserică, dragii mei, nu primeau împărtășare femeile care purtau pantaloni acolo 20 de ani în urmă? În public. Iată că încet, încet lucrurile au început să adapteze, să vină și să înainteze. Și iată unde ajungem. Ajungem la propovăduirea sau propagarea homosexualității. În Basel, Elveția, au apărut jucării pentru copii, truse de jucării pentru copii, care au organe genitale umane, au păpuși ciudate, plus cărți ilustrate cu organe genitale și sunt dăruite în grădiniță. De exemplu, reeducarea părinților în Suedia, de exemplu, o grădiniță numită Egalia, care s-a înființat în 2010, copiii sunt tratați ca și cum nu ar avea gen. Totodată în școli, dragii mei, în Franța foarte mult și în țările nord-europene, au început să fie difuzate și copiii să fie aduși să privească filme în care o fată se comportă ca un băiat și se simte băiat sau un băiat se simte ca o fată și așa mai departe. Se va începe, dragii mei, un program atât pentru profesor, ca să poată să profesori să învețe lucrurile acestea pentru copii, dar va începe un program și pentru părinți. Părinții vor fi chemați obligatoriu și li se vor spune aceste lucruri și vor fi forțați ca pe ai lor copii de mici nu numai să îi îmbrace ca fată sau băiat și schimbat, să-i facă să se joace ca și cum ar fi de sex opus. Iar dacă nu faci acest lucru, știți ce se întâmplă? Vei fi declarat părinte irresponsabil și protecția copiilor îți va lua copiii. Și vor da la alte familii care vor face acest lucru. Lucrurile acestea, dragii mei, sunt foarte serioase, să știți. De exemplu, în Anglia, țin minte, acum câțiva ani, când am fost eu și am slujit la Londra, am auzit că deja umblau prin școli fel de fel de deleganțe de la Ministerul Învățământului, în școlile catolice, în școlile musulmane, pentru ca să nu mai aibă, știți, școlile catolice, înainte erau clase de fete, clase de băieți, să nu mai aibă să fie împreună și să înceapă să nu mai vorbească împotriva homosexualității ca fiind ceva anormal, ca fiind o boală, ci din contră să vorbească este o normalitate. Știți, mă gândeam când am citit lucrurile acestea și le-am văzut și mi s-au atras atenția de la părinți, să știți că așa le-am aflat și eu. Mă gândeam, dacă tot declar că este democrație și vrei să înveți lucrurile acestea, fă școală în care anunță, în această școală, copiii nu sunt nici băieți, nici fete, îi învățăm în alt mod. Și lasă să ducă care vrea. Dar lasă școlile tradiționale. Lasă să fie învățământul. Poate nu vrem toți acest lucru. Nu, dragii mei, prin Ministerul Învățământului, deci prin Guvern, prin tot Ministerul venit de la Uniunea Europeană, Ordin, trebuie să se facă acest lucru. Și au apărut în România manuale, acele caiete de lucru, nu chiar manuale, caiete de lucru,
în care se vorbește despre copii care au doi tați, copii care au două fete, despre exact ca la Letonia, când unul a fost fată și s-a transformat în băiat și așa mai departe. Sunt câteva cărți și poate când le voi găsi, voi nota și din nou voi aduce în față ca să le vedeți. La școală, dragii mei, vor apărea teste cu întrebări de acest fel. Și au apărut în Europa. Când și de ce ai decis să fii heterosexual? Știți, ca să-i facă pe copii să îndoiască. După aia, este heterosexualitatea numai o fază pe care o poți depăși? Adică, tu te consideri băiat, fiind băiat născut. Dar poate nu ești chiar băiat, poate chiar ești fată. Și pune întrebări de genul acesta. Sau, este posibil ca heterosexualitatea ta să fie rezultatul fricii nevrotice pe care o ai față de oameni de același sex cu tine? Știți? Adică spune cumva de frică, de părinți sau alții, tu te consideri băiat, deși ai sex bărbătesc, poate te consideri fete. Lucrurile acestea și întrebările acestea sunt la clasa 7. Și iată încă un document, dragii mei, care vreau să vă spun din el și care e pentru România, spune așa. Deci, Organizația Mondială a Sănătății, standardele pentru educație sexuală în Europa, ghid pentru factorii de decizie politici, autorități din domeniul educației și sănătății și specialiști. Extras pe categorii. Și spune așa. Vârsta 0-4 ani. Copiilor trebuie să li se vorbească despre sarcină, naștere și copii, informații esențiale despre reproducere, de unde vin copiii, modalități diferite de a face parte dintr-o familie, de exemplu adopție. Anumiți oameni au copii, iar alții nu. Altceva, ce trebuie să ne mai spunem? Bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp, despre masturbarea timpurie. 0-4 ani, vă repet. Diferite tipuri de relații, diferite relații de familie. Adică despre relații homosexuale, heterosexuale și așa mai departe. Și familii diferite, familii homosexuale. Gândiți-vă, 0-4 ani. Dreptul de a explora identitățile de gen, să devină conștienți de identitatea de gen. Adică să nu știe ce gen are, genul neutru. După aia, descoperirea corpului și a organului genitale propriu. Faptul că plăcerea apropierii fizice este o parte normală din viața fiecărui om. Deci asta este între 0 și 4 ani ce trebuie să înveți. De la vârsta 4-6 ani, copiilor trebuie să li se vorbească despre mituri legate de reproducere. Plăcerea de a-și mânghia propriul corp, masturbarea timpurie, descoperirea propriilor organe genitale, înțelegerea și exprimarea sexualității. Apoi, limbajul sexual corespunzător, sentimente sexuale ca parte a sentimentului uman. Prietenia și dragostea față de oameni de același sex, diferențele dintre prietenie și dragoste, relațiile între oameni de același sex. Și apoi, iarăși, diferite tipuri de familie, diferite concepte de familie. Vârsta 4-6 ani asta. Vârsta 6-9 ani, copiilor trebuie să li se vorbească despre schimbările corpului, menstruații, ejaculare, dezvoltare individuală în timp, diferențe biologice între bărbați și femei, interne și externe, alegeri legate de posibilitatea de a fi părinte și sarcină, infertilitate și adopție, ideea de bază a contracepției, deci 6-9 ani, dragii mei, trebuie să învețe despre contracepție, și că este posibil să planifici, să decizi pentru familia ta. Diferite metode de contracepție, sexul mass media, inclusiv internet, plăcerea de a-și mânghea propriul corp iar, și autostimulare, așa mai departe, relanțe sexuale, diferențe între prietenie, dragoste și dorință, prietenie și dragoste față de oameni de același sex, diferite relații în relația de dragoste, diferite relații de familie, căsătorie, divorț, viață împreună, violență sexuală și agresiune, dreptul la liberă exprimare, influența pozitivă a sexualității asupra sănătății și a bunăstării, știți? Boli legate de sexualitate și drepturile sexuale ale copiilor informale și educație sexuală. Vă dați seama, copiii învățând aceste lucruri, vor spune că e dreptul lor să facă ce vor,
Și atunci când tu, ca părinte, vei căuta să interzici, apelează la aceste drepturi sexuale ale copiilor și declară părinte responsabil și ți-a copii. Dragii mei, lucrurile acestea sunt reale. Gândiți-vă la Sfântul Grigore Palamon, la Învățătorul Ortodoxe, care ne vorbește despre curățirea minții, a inimii, despre a sta departe, a păzi simțurile și gândiți-vă ce va fi în școli și ce educație vor primi copiii noștri. Dragii mei, dacă lucrurile acestea nu vă îngrijorează, eu nu știu ce să mai zic. Dar pe mine personal mă îngrijorează foarte mult. Și să știți, eu, pe propria pele, ca duhovnic, am simțit și simt consecințele internetului necontrolat, liber, cu fel de fel de informații asupra sufletelor copiilor și a oamenilor și a tinerilor. Nu vă puteți imagina ce luptă ca duhovnic duci ca să poți și ce să cauți și cum să te mai rogi ca să poți pe copiii de tine să-i smulgi de lângă calculator, să le păzești mintea un pic mai curată, să nu alunece de mici în păcate trupești grele, într-o haos, să zicem, din punct de vedere sexual, când n-au nicio maturitate, când nu pot alege, când aceste lucruri le schimbă modul de a gândi pentru toată viața, modul de a privi o familie, modul de a privi un copil. Și, dragii mei, poate vă întrebați cine face aceste legi. Eu l-am auzit odată, vă rog să mă credeți la început, nu sunt niciun adept al niciunui politic. Ca preot n-am dreptul acesta. Dar acum unui simț, a unui moral creștin, bineînțeles, și a învățătorului ortodoxe, sigur că da. Dar l-am auzit odată pe Putin, fără a-i face reclamă, că spunea, vedeți, aveți grijă că Europa e condusă de homosexuali. Ei, vreau să vă spun că, într-adevăr, mulți dintre cei care sunt în Parlamentul European, veniți din țări nordice, Franța și așa mai departe, sunt într-adevăr homosexuali și ei și-au impus legile lor. Deci părinții vor fi declarați responsabili, profesorii în școli forțați să facă aceste lucruri, închiderea școlilor tradiționale și iată ce am mai aflat de curând, tot de la părinți, de la mamă, că la un moment dat se va introduce o lege prin care se va interzice botezul la copii. Și sunt în legătură cu aceasta. Botezul se face de mic ca Duhul Sfânt să se sărășuiască în inima copiilor. De adevărat, copiii nu sunt conștienți, dar părinții și nașul sunt cei care mărturisesc în fața lui Dumnezeu pentru acel copil, care va încerca să le duce ortodox. Ei, acum Europa spune că nu, copilul trebuie lăsat liber, nu trebuie afectat cu nimic, să-și aleagă el că va fi mare. Ce religie va avea, ce sex va avea, cum va avea să-și facă viața. Și plecând pe acest lucru, cred și sunt sigur că această informație celebrată vor încerca interzicerea botezului copiilor de mici. Dumnezeu să ne apăzească, dragii mei, să ne acopere. Și rugați-vă la Dumnezeu să, cel puțin, să ne dea putere să ne opunem acestor lucruri. Eu când mai aflu informații despre aceste lucruri și când veți vedea și dumneavoastră, vă voi mai anunța. Haideți cât suntem acum în post să încercăm să-L ascultăm pe Sfântul Grigore Palamon, care nu spune altceva decât cuvintele Evangheliei, să luptăm să ne păzim simțurile, să ne păzim inima, ca să avem pe Dumnezeu mai aproape și mai lângă inima noastră în vecii vecilor. Amin. Sâmbătă, dragii mei, vom continua cu Sfântul Marcu și Sfântul Apostasul, așa, după cum știți. Dumnezeul nostru slavă, vecii Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că îndeac este mila Lui, zice prorocul David. Un cuvânt dumnezeiesc care ne îndeamnă la pocăință. Un cuvânt care îl declină pe Dumnezeu că este veșnicul și în viață este mila Lui.
un cuvânt care ne îndeamnă, ne cheamă, ne încurajează totodată, cât de păcătoși o fi, o fi, să mergem spre Domnul. Iubiți credincioși, am văzut duminica trecută când l-a ales pe unul din apostoli, pe Natanael. În multe feluri și craiuri a trăit Dumnezeu omului. Nu s-a repetat niciodată, ci a făcut minunile unice în viața lui și pentru oameni. Ca oamenii să înțeleagă pentru totdeauna că acesta este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului Celui Viu. A venit din un altul cerului și s-a întrupat pentru mântuirea noastră și nu pentru alt scop. S-a arătat, a venit la Mara Galilei. I-a vestit Filip lui Natanael că el este, l-a văzut pe Mesia. Dar el, circumspect fiind, se gândea din Nazaret poate să fie ceva bun. Că știa că Nazaretul este decăzut. Când a venit în fața Mântuitorului, spune Mântuitorul, Natanael, iată israeliteanul care nu este vitreșul. De unde mai mă cunoști? Mai înainte de a fi tu, sub smochin, eu te-am văzut. Aceasta sub smochin înseamnă progromul care l-a făcut Irod când a omorât 14.000 de prunci. Mama lui a alergat cu pruncul în brațe și când să prindă soldații a fugit mai puternic un pic ca ei și l-a ascuns sub smochin, sub frunze. Copilul nu a plâns, a stat acolo pitit că era copil mic, dar Mântuitorul îi spune, încă de-a fi înainte sub smochin, eu te-am văzut. Voia ca să arate dumnezeirea din Hristos. Hristos era prunc și el atunci și era urmărit de Irod să-l ucidă și a scăpat cu fuga în Egipt. A scăpat nu ca să ne arată neputincioșia sa. S-a supus omenirii, s-a lăsat haine aceștia carnale și a fugit în Egipt cu mama sa și cu tutorele său lui Iosef. Deci lui Natanael i s-a arătat în felul acesta și numai pentru faptul că i-a spus că înainte de a fi sub smochin te-a cunoscut, a cunoscut. Vedeți, lui Natanael s-a arătat în felul acesta. Samarinecii s-a arătat la fântână și l-a recunoscut. Tâlharului pe cruce i s-a arătat în dumnezeirea sa, l-a recunoscut. Un om de o simplitate cumplită, era în chinul de moarte, dar l-a cunoscut că acesta este. Iubiți credincioși, de data aceasta îl vedem în Capernaum, într-o casă propovăduind Evanghelia. Era lumea înconjurată, înconjurată casă. Era cu neputință de intrare. Un slăbănor care avea patul, cel duceau cu patul lui, s-au gândit să meargă, dar n-aveau șanse de ușă. Au spart acoperirii. Să nu vă gândiți că locuințele erau ca locuințele de astăzi. Era un acoperiș care putea fi spart.
copilar și să mare sunt de altă natură. Și atunci s-au gândit ei cum să ajungă în fața Mântuitorului. Până la atâta inerție am putea să socotim, au recurs, dar știau că vor câștiga ceva. De aici vedem prietenia slăbănogului cu cei patru. Ca să târii un bolnav cu patru, cu totul și să duci în fața lui Hristos, fără numai că El voia ceva. Simțeam Hristos cu totul și cu totul o putere a patru. Au spart acoperișul și l-au dat în jos la Mântuitor. Mântuitorul când s-a văzut cu gestul acesta, a zis, ia-ți patul tău și mută, iartă-ți și ție păcatele tale. Cum erau nelipsiți fariseii și cărturarii când era Mântuitorul, așa nu lipseau nici la această casă. Și în sinea lui, în lor, gândeau, cine este acesta ca să ierte păcatele? Numai lui Dumnezeu îi se cade să ierte păcatele. Dar Mântuitorul trăia ca un Dumnezeu, că l-avea pe Dumnezeu în el. El își permitea ca să ierte păcate. Și de aici ne desprindem o idee. Veșnicul nemulțumitor poporul de. Au văzut minunea ca acela a sărit de pe pat și nu numai ca sărit. Și a zdrevenit venele și s-a făcut sănătos, a luat patul în spate și a plecat. Văzând această minune, au rămas în aceeași împietrire. Cine este acesta ce iartă păcatul? Deci vedem că păcatul este om. O repercusiune în om nefastă. Fără numai că el a greșit cândva acest slăbănog, fără numai că un cumul de păcate de-a lungul veacului l-a pironit la dat, fără numai că viața lui mizerabilă, încetul cu încetul, i-a tras seba din picioare și l-a adus în umilința aceea, este groaznic ca să fie la pat. Este ceva de nedescris și totuși acesta era totul. Dar i s-a făcut milă lui Dumnezeu și l-a ridicat în pat. Iubiți credincioși, prin aceasta avem încă o certitudine de dumnezeirea inclusivii. Iisus Hristos care a venit pe pământ, s-a întrupat din Fecioara Maria, a luat trup de om asemenea ca noi, dar a fost și Dumnezeu lăuntricul lui, a dat iertare păcate. Nu mai era nevoie acestui slăbănog ca să-i se ierte, să-și declină prin mărturisire păcatele. Aici era toată dumnezeirea în Iisus Hristos. Îi știa viața lui, dar fel pentru faptul că a spart acoperișul, aceasta înseamnă ceva. Cum a fost Zacheu, om bătrân, s-a cățărat în tun, s-a umilit pe sine doar ca să-l vadă pe Hristos, că era mic de statură. Acest lucru s-a făcut pricina de mântuire casei lui. Că i-a spus Mântuitor, coboară-te în casa ta, trebuie să rămâi. Vedeți cum s-a arătat Mântuitorul în diferite ipostaze omului. Lui nu-i trebuie, nu-i rămâne decât să creadă în el. Să crezi că acesta este Hristosul cel adevărat. Ce vreți
să vină să facă minunile care le-a făcut în contemporanei Tatălui, să vină în prezență să ne arate. Au fost oameni care cărora s-au arătat, dar tot nu au crezut. Îi avem pe iudei care în zilele noastre nu cred nici acum. Aceștia îl așteaptă pe Mesia după un cumul de minuni întregi, după o patristică de 2000 de ani, nu numai iudei, ci cărturare din biserică, tot nu cred. Atunci ce vrei să-ți mai facă Dumnezeu? Cum vrei ca să crezi în El? Că-ți va face o minune, dar crezi și apoi îl repezi. Vedeți ce este om, iubiți credincioși? Este căldicel, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, ca apa căldicică, care nu este bună de rău. Acesta este omul în patimile lui, omul în neputințele lui și care face corp comun cu sufletul lui. Dar Dumnezeu îi primește și de aceștia. Când spune la cina cea de taină, mergi și du-te la gardul, du-te la drumul, du-te la răspântii și adu pe oameni la cina. S-au dus și spune, stăpâne, masa a mai rămas foarte. Du-te și silește pe ei să vină. Această sila lor înseamnă o boală care ți-o dă Dumnezeu. Boala este neprimită de trup. Trupul este în pace când este plin de sănătate. Dar când se atinge un pic boala de el, începe ușor, ușor ca să se gândească și la Dumnezeu. Aceștia sunt cei siliți. Le dă o boală și vine la Dumnezeu. Alții pe patul de moarte primesc Sfintele Taine, mărturisit, recunoaște păcatele și alte moarte. Acesta este care intră ultimul și după el se închide ușa la cina Domnului. Iubiți credincioși, într-o înțelegere mare înaltă, slăbănocul cel purtat de patru bărbați de pat, simbolizează omul. Omul, prin păcate, îi leagă mâinile și picioarele, îi leagă gura, îi leagă toate mădularele cu care se poate exprima, se poate arăta în lume că El este cineva, că prin cuvânt omul se arată cine este, nu prin carcasă. Carcasa poate să-ți fie extraordinar de frumoasă, dar lăuntricul ei este un monstru. Iar când dai drumul la cuvânt, cum îl stilezi, cum îl aranjezi în pagină, aceea te caracterizează. Deci, acest slăbănoc simbolizează omul care este legat de mâini. E legat și de picioare. Nu poate să facă nimic bun în viață. Și este una plină de slăbănoci. Că ei sunt legați de satana, prin mulțimea păcatelor, el nu mai poate să facă bine. Și uitați-vă de jur împrejur, găsești numai și numai bolnav incurabil de această boală. Îți reproșează, lasă-mă, Domnule, că eu voi veni mai târziu. Sau altul te sfidează.
vizează dacă trăie în cele văzute de Dumnezeu. Aceștia sunt niște slăbănoci în sine lor. Iar cei patru care le aduceau pe cu patul împreună sunt cei patru evangheliști. Că citind Evanghelia ne găsim întru totul în Evanghelie și în Epistolele Apostolului Pavel. Ne găsim în patimile noastre, ne găsim în neputințele noastre, dar trebuie cercetate, trebuie căutate și acestea nu le putem decât în biserică. Acum cu libertatea presii s-au făcut cărți și cred că în casele la toți creștinii sunt cărți, dar nu le înțelegeți. Sau un pic le înțelegi și apoi cu aruncându-o treci la viața ta cotidiană. Aceasta este viclenia care o aplică Satan. Iubiți credincioși, în primul rând, învățiți-vă de păcat, că acesta sapă cu isoda caustică, încet, încet sapă până la jos. Dar nu se cunoaște, dar sufletul strigă căutricul tău. Cu toate că oamenii greșesc, cu toate că patimile sunt peste oameni, încercați, priviți, că Dumnezeu, ca aceasta a spus, a miluit. El a venit pe cruce ca să miluiască moartea. Cât de păcătos o fi, îndrăznește că Dumnezeu te ajută. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață este milajul. Dumnezeu este bunătate incomensurabilă, primește pe orice păcătos, dar vină, nu ești în stare nici măcar să-ți faci o mărturisire clară. Și aceasta mărturisire o vedem de la primii oameni, o vedem că este dată cu binețe de către Dumnezeu. Când îl întreabă pe Adam Rai, unde ești Adam? Că el s-a ascuns. Și a spus, sunt gol și nu mă pot arăta. Nu cumva ai greșit, ai mâncat din pom. Nu eu am mâncat, ci Eva. Aceasta este mărturisirea originală. Oare era lui Dumnezeu ascuns că Adam a mâncat? Niciun. Că tot era la vedere de ochiul lui Dumnezeu. L-a invitat la mărturisire. Dar cum face omul? Aruncă culpa pe altcineva. Că nu, eu nu. Altul m-a îndemnat. Și în felul acesta au greșit împreună toți. Prorocul când spune acest cuvânt, l-a spus după ce a căzut în păcat. A lăsat nemuritorii lipsa, care sunt o căință enormă. Dar să-i înțelege. El dacă nu cădea, poate nu ajungea așa. Oare Dumnezeu vrea să cadă pe om și apoi să se ridice? Nu! Dumnezeu umblă pe tot pământul, umblă în toți oameni. Și a căzut Adam în lume. Dar dacă l-a așteptat Dumnezeu să se mărturisească, s-a căit pentru păcatul lui, a făcut o căință, cum spunem, sau tineri,
tatăl meu. Noaptea, el se ruga lui Dumnezeu și în felul acesta a ieșit Samuel. Să-i urma lui David, să oprim păcatul, să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu vă uitați în stânga și în dreapta, că lumea este așa frumoasă. S-ar putea avea cu acesta să fie sfinți enorm de mare, cum a și spus Mântuitorul. Iubiți credincioși, cine străbate din această temniță a păcatului, în timpul acesta mare va fi. Că diavolul îți face un cer, te închide în această temniță a păcatului și cu fiecare clipă ce se scurge, se mătuiește pereții, se mătuiesc și tu nu mai vezi pe Dumnezeu. Spargerea acoperișului simbolizează spargerea calotei cerebrale, dar figurat spus că creierul se mătuiește, îmbârzește cu această plagă a păcatului. Și atunci, până să spargă această plată și să le dai în drumul la suflet să zboare, e greu de tot. Deci, sparge platoșa aceea a păcatului, a patimilor și atunci devii un alt om. Iubiți credincioși, aș vrea ca Dumnezeu să fie prezent în fiecare de frățile noastre. Aș vrea să înțelegem cuvântul Evangheliei în nuditatea sa. Aș vrea să înțelegeți odată pentru totdeauna mărturisirea și locul ei în panoplia duhovnicească. Observați un lucru, că toate sectele care au apărut elimină mărturisirea, elimină sacralitatea Sfintei Cruci, elimină icoanele. Oare de ce? Și vorbesc mult despre Dumnezeu și spun, fiindcă mărturisirea, dacă se face, iei cunoștință cu gravitatea păcatului, iar ei n-am nevoie de așa ceva. Crucea, icoanele le-au eliminat, n-au nevoie, că sunt ghidori. Dar sunt principiale în viața omului. Așa că principal în viața unui creștin este să credem cu adevărat că acest să credem cu adevărat că El a venit și nu că va veni. Creadă că va veni cine vrea, dar cine este bun. Acest paralitic să ne fie mare în ceasul de cărții, că ne-am adunat să ne sărbăm astăzi, pilda vieții lui. Și toți Sfinții iubiți credincioși să fie martori în ceasul judecății lui Iisus Hristos. Lui să-i dăm slavă și cinste.